Publicația online Hunedoara Liberă a lansat o campanie ce cuprinde sondaje săptămânale, prin intermediul cărora hunedorenii sunt invitați să-și exprime părerile sau opțiunile pe diferite subiecte sau evenimente. Săptămâna aceasta, Hunedoara Liberă a lansat o nouă provocare, de data aceasta pe temă politică. În această săptămână, 80% dintre cititorii publicației care au participat la sondaj s-au declarat îngrijorați cu privire la plata facturilor. Pentru următoarele 7 zile, Hunedoara Liberă îi provoacă pe hunedoreni să-și exprime părerea cu privire la liderii partidelor politice din județul Hunedoara, răspunzând la întrebarea cine a fost omul politic al anului 2022 în județul Hunedoara. În atenția cititorilor sunt Laurențiu Nistor, PSD, Vetuța Stănescu, PNL, Iuliu Vincler, UDMR, Tiberiu Barstan, AUR, Oana Biriș, USR.